Când au introdus vinieta, reprezentanții primăriei au crezut că în acest fel vor elibera parcările de mașinile expuse spre vânzare. Din păcate, însă, comercianții s-au adaptat rapid și au achiziționat tichetul în valoare de 25 de lei pentru fiecare autoturism, așa că problema persistă. Edilii au gândit o altă soluție. Din anul 2015 vom scoate vigneta de parcare pentru că pregătim un nou regulament de parcări și am găsit o soluție, de, să spunem așa, pentru mașinile expuse spre vânzare. Aceasta constă în următorul lucru. Dacă dumneavoastră sau oricine altcineva ar dori să vândă cartofi sau roșii sau mere pe domeniul public, atunci el trebuie să plătească o taxă. Proprietarul de mașină care vrea să o vândă pe domeniul public, atunci ar trebui să plătească o taxă. Reprezentanții primăriei Slatina sunt deranjați de numărul mare de mașini expuse pentru vânzare în locurile aglomerate din oraș. Slatina, în ultimul timp, a devenit peste tot un tur de mașini. Te duci la o intersecție de la Primăverii, vezi 4-5 mașini expuse spre vânzare. Te duci la Zahana, vezi 7-8-10 mașini expuse spre vânzare. Te duci pe Libertății, vezi mașini spre vânzare. Lucrul acesta nu se mai poate, cu atât mai mult cu cât cetățeanul care vine obosit de la serviciu, fie la 5, fie la 12 noaptea, nu găsește un loc de parcare pentru că cineva își expune 4, 5, 7 mașini spre vânzare și atunci ar trebui să luăm această măsură cu aceste mașini. Cei care vor dori să folosească domeniul public pe post de piață vor avea de plătit sume importante, anunță autoritățile. Probabil va fi undeva la 10 lei, 15 lei pe metru pătrat pe zi și pentru o mașină ai nevoie de un loc de parcare. Loc de parcare care este undeva la 4 metri pătrați jumate. Și ar trebui să plătești această taxă, să ți-o afișezi pe parbriz în fiecare zi, pentru că tu în fiecare zi ți-o expui în acea mașină spre vânzare. În cazul în care nu ai plătit taxa pentru vânzarea acestei mașini, atunci cei de la Imobiliare Consloc vor veni și vor ridica, bineînțeles, o vor ridica la solicitarea noastră. Pentru anii 2013 și 2014, slătinenii au achiziționat o singură vinietă de parcare în valoare de 25 de lei. Tichetul le-a permis lăsarea mașinii în zonele special amenajate cu destinația de parcare din cartiere.